Bună dimineața, dragilor! Cu siguranță fiecare dintre noi a auzit noțiunea de poluare. Există poluare a aerului, a apei sau poluare a solului. Toate împreună dăunează sănătății omului. Astăzi, la Porția de Sănătate, vom discuta însă despre o formă de poluare pe care puțini o conștientizează, dar care are efecte la fel de nocive pentru om, și anume poluarea fonică. Prin ce se manifestă acest tip de poluare și cum o putem evita, ne explică medicul audiolog Angelina Chiaburu. Poluarea fonică sau poluarea acustică. Ce înseamnă asta? Asta este poluarea cu zgomot. Când vorbim despre zgomot, aici este zgomotul industrial, aici este zgomotul de transport. Transport, autovehicule, trenurile, avioanele. Termenul acesta de poluare fonică sau poluare acustică este ceva nou, este un termen care deseori este neglijat. Urechea noastră umană este un organ foarte sensibil și fragil. Expunerea de lungă durată a urechii umane la zgomot aduce la niște schimbări ireversibile nu doar în analizatorul acustic, dar în starea generală a pacientului. Organizația Mondială a Sănătății a publicat niște studii că anual se înregistrează 12.000 de decesuri precoce în rândurile populației, care este definită ca cauză anume a acestei poluări fonice, a acestei poluări acustice. Este deja foarte bine că se vorbește. Se sensibilizează populația despre efectul dăunător al poluării acustice asupra sănătății umane. Și aici fiecare din noi suntem responsabili să ne aducem acea contribuție la diminuarea nivelului de zgomot din jurul nostru. Fiecare, deci ce înseamnă? Persoanele care posedă autovehicule, evident că ar trebui ca să opteze pentru mașini ecologice, pentru anvelope silențioase care sunt făcute. Persoanele care lucrează în domeniul construcției, de asemenea, ca să folosească acele tehnologii moderne cu respectarea orelor, intervalurilor, deci când expune populația din jur la acel zgomot. Dar noi, ca fiecare din noi, să știm să ne protejăm urechea noastră de expunere la zgomot. Și aici mă adresez la tineri care le place foarte mult căștile, exagerează, ascultă muzica la intensitate maximală prin căști. Este și firesc pentru adolescenți, pentru tineri, dar deja ei trebuie să fie sensibilizați că expunerea de durată la niște sunete cu intensitate mare la început va duce la o oboseală auditivă, care clinica poate să fie un ușor țâuit, un acufen, ușoară amețeală, o insomnie și ulterior se instalează niște schimbări ireversibile în organism. Mod sănătos de viață, respectarea mediului și pentru persoanele care lucrează într-un zgomot, într-un anturaj unde nivelul zgomotului depășește acești 74 de decibeli, care sunt limitele primite în comunitatea europeană, trebuie să-și găsească un refugiu într-un mediu liniștit. Pentru urechea umană, cea mai bună profilaxie a tuturor leziunilor și patologiilor auditive este anume mediul silențios, liniștit, mediul liniștit, într-o liniște, în natură, în sânul naturii de mers, după o zi expusă la zgomot. Așadar, dragi telespectatori, rețineți! Poluarea fonică reprezintă o problemă importantă care afectează sănătatea umană. Zgomotul îndelungat influențează negativ calitatea vieții și sănătatea psihică. Evitați-l pe cât posibil. Aveți grijă și de acest aspect al vieții voastre. O zi frumoasă să aveți, fără zgomote inutile!